cum vedeți modificarea legii administrației publice? Am aflat recent, aia s-a produs mai de mult, delegarea de semnătură. S-a extins numărul de persoane, că primarul și președintele Consiliului Județean le poate delega semnătura, e bine sau e rău? Lasă loc abuzului, în primul rând, abuzului de încredere și aceasta n-am cum să o trec cu vederea. Să vedem care sunt efectele aplicării. Păi da. Deja avem reacții din partea ANI. Analiza lor spune clar că va fi foarte greu de incriminat conflictul de interese de acum încolo, simplu. Nu semnezi, semnează altcineva, tu nu mai poți fi acuzat de conflict de interese, nu ai angajat nimic sub semnătură proprie. Și cei din DNA se plâng, procurorii anticorupție, că va fi foarte greu de probat abuzul în serviciu. Ori știm că foarte multe dosare cu baroni, cu primari, cu șefi de consilii județene s-au făcut pe infracțiunile conexe faptelor de corupție. Ori iarăși, delegarea de semnătură te scoate din treaba asta. Da, aici cred că este nevoie de un supliment de explicație care trebuie să vină odată cu normele metodologice de aplicare a legii, pentru că nu sunt jurist, vă spun numai ceea ce știu de la experții noștri. În momentul în care legea intră în conflict cu prevederile celorlalte legi sancționatorii, gen ANI sau Codul Penal, în momentul acela legea nu poate fi pusă în aplicare. Aștept să văd care vor fi efectele pe seama absenței normelor metodologice, în primul rând. Normele metodologice... De principiu, credeți că e o modificare bună sau nu? Noi avem o problemă cu modul cum s-a adoptat și ni se pare nouă ca ziariști de la Hot News, pentru că nu sunt mulți care să-și pună problema asta, din păcate. Mai sunt câțiva, dar foarte puțini. În primul rând, lipsa de transparență totală. Dar n-ar fi prima oară când se întâmplă asta. Nu, dar vorbim de o lege esențială. Da. Într-un moment esențial, și anume lupta anticorupție. Ori toată lumea spune, haideți, pe scurt, ca să nu complicăm lucrurile. Au fost exonerați de răspundere penală aproape primarii și șefii de consilii județene într-un moment în care se simțeau vânați, hăituiți de procurori. Și au găsit șmecheria asta în legea administrației publice. Modul în care au făcut-o arată tot rea credință, pentru că n-au făcut-o public, n-am văzut dezbateri, n-am văzut transparență, tot s-a făcut pe sub masă. De la publicarea ei în Monitor Oficial și promulgarea de către președintele României, care altminteri e de acord cu ea, nu găsește nicio problemă, ce că e foarte bună, a trecut o lună jumate până când opinia publică a aflat. Or, asta în sine mi se pare inadmisibil. Aici, în ceea ce privește legea administrației locale, într-un an electoral, apariția ei devine evident suspectă. Poate că o amânare a aplicării legii, un moratoriu al aplicării ei, care să poată fi susținut și în Parlament, o relectură a textului inițial al legii ar fi fost necesară.